Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou mod showcase. Înainte să începem, aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like, să strângem cât mai multe. La mod showcase-ul anterior s-a strâns undeva la 5.000 de like-uri, foarte multe, mă bucur că v-a plăcut și astăzi vreau să vă prezint Tsunami Mode. Ce face modul acesta mai exact este că, nu știu dacă știți, dar el era și în GTA 4, pur și simplu umplea toată harta cu apă. Și haideți să vă prezint. Acum, eu am rămas într-un magazin cu Franklin și hai să vedem ce se întâmplă. După cum bine vedeți, în magazin e apă. Uite-o pe aia cum înnoată. Ce-oi fă? Ok. Noi o să ne folosim de chestia asta. Player. Avem nevoie de... Nu vreau recording. Avem nevoie de fast swim. Și de Invincible. A murit, m-a zăzut? Biata. Stai. Opa. YouTube ăsta nu vrea să... Oh my god. Rip. Ia. Odeona. Ah, s-aude, hai că s-aude. Ok. Deci asta în magazin. Acum e plin de apă aici. Poate și eu știu să ies. Deci uitați-vă ce se întâmplă. Ia dați-mi o secundă să văd la web, nu, ba nu, ba da, time, așa, perfect, ca să fie zi. Și acum, vedeți, suntem sub fucking apă, Cheliosule, woo, let's go, ce fugi, mă, bă, băiatule, mi-a dat creșa din aur. Se pare că... Nu-i prea place modul ăsta să fie filmat, el așa mai rușinos. Dar modul acesta se numește Tsunami și o să vă arăt la un moment dat, puțin mai încolo, poți să adaugi, să-l modifici și să aibă și valuri foarte mari. Arată destul de drăguț. Și acum hai să explorăm puțin, prima și prima dată, de exemplu, ce putem să facem noi să spawnăm. Să spawnăm noi ceva... Imediat, că nu-l văd. Nu tornado. Hai, mă. Acolo era? Nu. Uite-l, mă. Boom! Hai să ne folosim de chestia asta. Deci, momentan, ia uite. Elicoptere. Tot ce vreți găsiți aici, uitați câți oameni. Hai să vedem că nu toată harta e inundată. Asta e chestia. Mamă, ce țipă ăștia. Vrum, 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 vrum. Să ne băgăm la fund. Deci cam așa arată orașul. El e puțin băguit, uite, ăla merge cu autobuzul. Adică nu băguit. Oh my god. Băguit în sensul că unii merg cu mașina. Nu știu ce se întâmplă. Ei n-au stres. Like, no fucks given, man. Bă, ce, uitați cum arată orașul pe dedesubt. Dacă stai să te gândești, acum când merg cu submarinul, nu e chiar atât de sus. Cred că poți să ajungi cu caracterul, dar eu când am încercat, am murit. Vedeți? Și cam așa arată. Poți să adaugi și, zi să-i zic, valuri mari și chestii. Dar e amuzant cum e tot orașul plin. Sunt curios dacă pot să fac misiuni. Ar fi chiar culmea. Practic, mașinile astea merg normal, dar în momentul în care eu ajung pe lângă ele, încep să plutească. Văd și ceva roșu acolo, care nu știu ce e. Dar misiuni opționale. Deci, nici nu știu ce să mai zic. Ia stai așa. Ho! Ia. Hai să ne dăm jos de aici. De fapt, să ieșim, că nu ne dăm jos. Și scafandul ăsta. Și să facem așa. Player, skin changer. Stai. Wow. Wasted. Are you fucking real? Are you for fucking real? Hai să mai încercăm o dată. Gata, mă, asta e. Na. Na beleaua, că sunt un delfin. Bă, 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 bă. Ok, că trebuie să apăs shift.
Naveleaua, sunt delfin. Bă, dar merge ăsta prin clădiri, dar nu-l lăsim acum, ar trebui să-l... Ce faci, boss? Asta e, gata? Uite-l, mă. Dar nu înțeleg cum merg în părți cu... Să controlează ciudat. Da, vedeți? Și pur și simplu poți să te plimbi pe aici. Să vezi... Eu uite pe ăla ce este din mașină. Să vezi ce se întâmplă. Dar stai așa că poți să transformi mai multe chestii. Skin changer. Dolphin. Seagull. Asta e. Era o cioară. Era un vultur de ăla sau ce naiba e. Da, dar eu sunt sub apă. Un shark. Na, mă, mamă, ce mă asta? Mănânc oameni. Na, beleaua. Chiar se potrivește modul ăsta cu tsunami. Asta care îl folosesc eu acum să mă transform. Ia ridică-te, mă, sus de tot. Asta nu poate să iasă la suprafață, știți? Și... Da, mare parte asta e. Eu tipul aia cum se lovesc ca prostovanii. Dacă îți place să te plimbi așa prin underwater world, chestii trestii, e destul de amuzant. Acum, vreau să văd în ce naiba mai pot să mă transform. Ia stai așa. Skin changer. În rat. Shark tiger. Opa. Mamă, ce-i mă asta? Hai mă. Nu vrei să funcționezi? Opa, rechinu! Cred că asta e... Cred că e ziua preferată a unui rechin să vină așa să se scufunde tot. Mănâncă cât vrea. Putem să mâncăm cu click stânga, dar... nu văd că nu-i mănâncă, adică doar îi mușcă și nu se întâmplă nimic. Ia uite, îl mâncăm pe ăsta, mă. Mă, boss! Franklin! Ia să vedem. Hai să dăm iar aici. Nu, zero. Weather. Nu, time. Așa. Și vreau să mă transform eu. Era aia cu seagull. Seagull. Uite asta. O cioară. Un gogoștiuc. Dar cum neva zbor? Păi și nebun. Nu! Oh my god. Deci, practic, eu sunt un porumbel sau ce naiba asta și cam sunt urmărit de poliție. Ce rahat. Ce a ajuns poliția să urmărească păsări. Bun, deci cam așa arată, vedeți? Harta. Deci uitați-vă și voi, numai și numai și numai apă. Dar este așa să văd unde sunt. Deci eu practic sunt aici. Nu pot să mă teleportez când sunt că în forma asta. Dar nu e apă pe toată harta asta, vreau să zic. Dar dați-mi o secundă să găsesc locurile în care e mai puțin apă. Locurile în care e mai puțin apă. Fiți atenți. Deci suntem, m-am teleportat la casa lui Franklin. Da? Și acum hai să ne ducem noi să vedem cam până unde e apa. Cred că deja se vede apa. Da? Deci practic oamenii din partea asta a orașului n-au nicio treabă. Gen, no fucks given. Și uitați până unde e apa. Bine, acum nu știu dacă ea crește, adică dacă o să crească nivelul apei. Dar vă pun unul care merge cu mașina prin apă, cine aia face? Până acolo este. De exemplu, în zona aia unde e Trevor, nu e deloc apă. Dar hai să vedem, uitați-vă și voi. Bă, ăștia intră în apă, ce naiba fac? Ia. Yeah. De aici deja începe haosul total. Da, deci deja, vedeți unde e nivelul apei. Hai să ne transformăm la loc. Fuck! Iar mi-a dat crash. Mor! Dacă mai întotdeauna crash, mai ia capul.
Wow! Uitați-vă și voi ce s-a inundat orașul. Stai că dau a 20-a oară time forward, ca să fie dimineață. Practic, orașul e inundat. Oamenii ăia mor. Și ăsta, no fucks given. Bă, vine apa peste tine! Nemernicule! Înțelegeți? Ia uite, ăsta este cu mașina din apa, așa zici că e ceva normal. Uite, unde? Au, l-a pornit alarma. Deci, este, ce facem ăla? Intră o mașină în apă. Sunt eu la rău ăștia. Îmi amintesc că erau niște desene cu o lume de aia sub apă. Ceva gen așa e și acum. Vedeți? Și pur și simplu, o parte a orașului nu e inundată. Acum, eu chiar nu știu ce să zic, pentru că o parte e inundată și o parte nu e inundată, dar așa, uite, aia ieși din apă. N-are nicio stres. Ia te-mă jos din mașină. Este, e asta. Ce ai făcut, te-ai necat? O ijine e bun. Uși, intră cu mașină. Acum fugi, a? Cred că pot să fac și misiuni, dar ar fi foarte ciudat. Ia stați așa, să vedem dacă pot ce să spawnez. Vehicle, car spawner. Burrito. Stați așa. Unde e mă ăla? Ce caut eu? Tractor, nu tractor. Nu. De fapt nu căutam o mașină, căutam un... ce mă asta? Nu asta mă. Căutam un... un avion, ceva. Wow, let's fucking go. Un stunt. Ia uite-l mă. Puteam să zburăm noi cu asta. Dar n-am unde să pornesc. Vreau să zburăm așa frumos pe deasupra, da. Uh-oh. Dă-i înapoi că ăsta explodează. Ia. Ia, că decolăm. A, decolăm pe sulă. Fiți atenți aici, avem un skylift. Bă, măcar cu ăsta putem să zburăm, nu? Dacă aș ști să zbor chiar. Să admirăm noi iar priveliștea da din elicopter. Deci, vedeți în mare parte cum totul și totul și totul e scufundat. Bă, n-am prea avut ce să vă prezint la modul ăsta, doar așa că e multă apă. Dar vreau să vă mai arăt și chestia cu valurile mari. Pentru că poți să pui și multe valuri care te aruncă naiba în aer și toate nebunelile. Sări, bă! Cum e ce țipul ăsta? Hai bă, că o să pici în apă. Ești ok, ai picat pe un acoperiș. Ia uite-l, mă. Ce merge el. Vreau să vă arăt acum că s-a schimbat puțin șmecheria. Uitați-vă cu valuri cum arată. Nici nu știu la ce m-am mai aruncat în mașină. Wow, valuri pe substradă. Îți vine să mergi acum mașina și să-ți vină un val în față, așa. Ia uite-l, mă, hai că mă bag și eu. Hai, man. Ce se întâmplă, mă, aici? Am crezut că o să mor. Bă, s-a stricat mașina. Uh-oh. Wow. Acum înțelegeți? Cum e cu valuri? Mamă. Ia. Mamă, cu tot valul. Wow, zici că dispare. Hai de capul meu. Dispare pentru o secundă. Hai mă, stea valul. Eu și iarna sunt pe val, sau cum era? Get the fuck out! Doamne, e nebunie. Într-un fel e mai mișto cu valurile mari, mai realistic. Te arunc așa. Vedeți? Zici că e spumă, nu apă. Spumă, spumă. Să cam băguiește el așa, dar...
Asta e ce se... Mamă, uite cât avalul. Nici eu nu mai știu pe unde sunt. Wow. Ia stai așa să mor pe o clădire. Stai. Ia bagă-te mă la fund. Bă, dar îmi trebuie o clădire înaltă, mă, boss. Uite aici, aici morc. Hai bă, că dispare apa până la urmă. Hai mă. Păi ești nebun că când am ajuns și eu aici, acum nu mai dispare apa. Dispare, dispare. Hă, mă, ce face ăsta? S-a blocat. Holy shit. Deci uitați-vă cum arată. Numai și numai și numai cu valuri. Nu știu ce ziceți voi, dar pare o nebunie totală. Pare mult mai real. Nu? Eu zic că pare. Bun, băi, ce să zic, a fost un mod cam simplu, așa, pur și simplu adaugă apă, dar e de apreciat că, na, e destul de mișto, nu știu cât de greu e el de făcut, jocul oricum n-a fost lansat de mult timp și deja are destul de multe moduri și vă dați seama, eu tipă, plutesc, stau în aer, vă dați seama că în vreo 5 luni, mamă, câte moduri ies, gârlă. Oricum, sper că v-a plăcut acest mod showcase, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Hamă, intrăm în apă sau nu? Ia bagă-te mă în apă. Deci că e spumă. Intrăm în spumă. În frișcă. Wasted.